Maculatorul cu spirală este titlul celei mai recente cărți scrise de Ion Dur, decan al Facultății de Jurnalistică. Autorul a lansat cartea în prezența prietenilor, a colegilor și a studenților. Maculatorul cu spirală este un volum conceput în trei părți. Intitulate, dacă ați văzut volumul în limba engleză, din limbajul internetului și din limbajul computerelor, de fapt, și al internetului, Save As, prima secțiune, care este și cea mai amplă, Face to Face, a doua secțiune și ultima, My Document. Mihai Eminescu și Constantin Noica sunt doi autori despre care profesorul Ion Dur scrie din inimă, spun cei care au citit cartea. O carte care cuprinde texte de facturi diferite, dar în principal sunt texte de critică, critică filozofică, critică literară și hermeneutică, subîntinzând toată această abordare. Autorul a explicat că prin această carte face o puntă de legătură între textele scrise în timpul comunismului și cele de după 1989. Spun că această carte are, într-adevăr, cum au sesizat și colegii mei, semnificațiile ei. E o carte care, într-un fel, aruncă un pod între ceea ce au însemnat textele mele dinainte de 89 și textele mele de acum, din ultima perioadă. Maculatorul cu spirală reunește texte de critică filozofică și literară.